din Londra, transmisă în direct de Digi Sport. Numai puțin de 8 meciuri din 11 s-au încheiat înainte de limită. Andrei Stoica a câștigat prin knockout în prima repriză întâlnirea cu Antonio Souza din Portugalia în meciul de la categoria 95 de kilograme, în timp ce fratele său Bogdan a pierdut meciul cu Antonio Plaziba din Croația după ce s-a accidentat la Glezna în repriza a doua. Cu o lovitură la ficat a câștigat prin knockout în prima rundă Marian Rusu, care l-a învins astfel pe Tomasz Czerwiński din Polonia în meciul de la categoria plus 95 de kilograme. La cea mai mică dintre categorii 70 de kilograme, românul Andrei Leuștean a încheiat și el conturile în repriza a doua, după knockout-ul administrat polonezului Dominic Matuș. În meciul vedeta al galei de la categoria grea, românul Beni Adegbuie a fost și el foarte aproape să câștige în repriza a doua meciul cu uriașul de 2,07 m, Colin George, dar olandezul a rezistat totuși atacurilor dezlănțuite ale lui Beni, care s-a impus la puncte cu o decizie în unanimitate. Următoarea întâlnire cu kickboxul la Digi Sport va fi pe 23 iulie.